Angajații Transport Călător Express Ploiești sunt îngrijorați că ar putea fi disponibilizați. Săptămâna aceasta, primarul Iulian Bădescu și directorul societății respective au avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului salariaților. A fost vorba de un plan de restructurare mai mare cu unii salariați, ceea ce din negocierile noastre cu patronat și municipalitate s-a redus drastic, ceea ce sperăm să nu se întâmple să fie oameni disponibilizați, se vor găsi să fie redistribuiți la unele locuri de muncă sigure. După negocieri, municipalitatea a redus considerabil numărul salariaților al căror loc de muncă este în pericol pe perioada reabilitării liniilor de tramvai. Totuși, vadmanii ar putea fi redistribuiți pe alte posturi. Sperăm să reparăm și unele tramvaie și, în general, să acoperim lipsa de muncitori din unele sectoare unde e nevoie de a munci. De câți angajați vorbim? Păi a fost o vorbă estimată în jur de 200, după aia s-a redus mult mai mult la 40. Salariații speră că firmele care se vor ocupa de reabilitare vor prelua o parte din ei. Noi sperăm ca societățile care dânsul a promis că va vorbi cu acele societăți să poată să ia acești oameni să lucreze la dânsi, adică să-i detașăm. Practic 40 de salariați în continuare sunt în pericol, se pune problema ca ei să fie restructurați? Da, inițial așa s-a spus, așteptăm un plan de măsuri care până miercuri, săptămâna care vine, ni se va pune la dispoziție. În afară de vadmani și o parte din personalul de la mentenanță este în pericol de a rămâne fără loc de muncă, dar sindicaliștii spun că există soluții și sub nicio formă nu doresc restructurarea vreunui post. Nu acceptăm că există o restructurare de activitate, că chiar și acolo, în locul tramvaiului, traseele alea vor fi făcute de alte mijloace de transport. Deci activitatea pe total regie sau societate, cum să-i spunem, va fi aceeași. Ba mai mult, se va mări activitatea. Deci nu sunt motive să facem restructurări de personal. Gratuitatea circulației cu mijloacele de transport în comun pe perioada lucrărilor este un alt aspect care îngrijorează pe sindicaliști. Gratuitatea nu e exclus ca societatea comercială să o ducă la faliment, dar domnul primar ne-a promis că ne asigură totul ce e necesar și nu se va ajunge aici. Aici ne îngrijorează, pentru că la Timișoara, Lugoj, au fost experimental câte o lună de zile și vă spun sincer, au ieșit cu pierderi foarte mari. Primarul Iulian Bădescu a declarat în ultima ședință de Consiliu Local că această gratuitate va fi suportată de primărie prin bani din fondul de rezervă bugetară al municipiului.